Sunt proteste violente în Georgia. Mii de oameni protestează față de adoptarea legii agenților străini în fața Parlamentului din Georgia. Forțele de ordine au folosit grenade asumătoare, tunuri de apă și gaze lacrimogene împotriva protestatarilor. Aceștia au demolat baricadele și au dat buzna în curtea Parlamentului. 6 deținuți au fost raportați de Ministerul Afacerilor Interne. Și îți reamintesc, poliția i-a împins pe protestatari, a preluat controlul pieței din fața Parlamentului. Mai multe detalii însă despre ce se întâmplă chiar în aceste momente în fața Parlamentului georgian aflăm de la Sorina Matei, editor al FNews. Bună seara, Sorina! Bună seara, Raluca! Înțeleg că au fost deja reacții la nivel internațional. Cum a reacționat șeful diplomației Uniunii Europene, Burrell, la adoptarea acestei legi privind agenții străini în Georgia? Sunt mai multe reacții la nivel internațional. Și ambasadorul american de pe teritoriul Georgiei a reacționat în această seară și președinta țării care se află la Națiunile Unite, într-adevăr și Comisia Europeană și Uniunea Europeană și Ned Price, a fost purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat american, a fost întrebat în această seară de situația din Georgia, pentru că protestatarii, acești tineri deranjați de varianta în care s-a adoptat legea agenților străini, spun că practic în acest moment are loc o revoluție în Georgia și, bineînțeles, oficialitățile occidentale au fost întrebate despre această variantă a legii. Așa cum a spus și ambasadorii de pe teritoriul statului georgian, a spus și Josep Borrell, că această variantă a legii practic contrazice condiționalitățile pe care le are în acest moment Georgia ca să devină stat membru sau stat candidat la aderare, ca să spun așa, pentru Uniunea Europeană. Asta a spus și Ned Price în această seară. Washingtonul și Bruxelles-ul practic vorbesc pe aceeași voce ca și președinta țării, care, repet, nu se află deocamdată în țară, dar a spus că își va folosi dreptul de veto și această lege nu va fi promulgată. Cert este că parlamentarii partidului de guvernământ, deputații visului georgian, care este partidul de guvernământ, în acest moment se confruntă inclusiv pe rețelele de socializare cu acest protestatari și susțin că ei sunt cumva manipulați de forțele occidentale, astfel încât pe teritoriul Georgiei să se petreacă ceea ce se petrece de mai bine de un an pe teritoriul Ucrainei. Să nu uităm că au mai existat probleme în fostele state sovietice, inclusiv în Belarus, dacă ți-aduce aminte, Raluca, au fost tot așa o încercare de a-l da la o parte pe Lukashenko. Nu s-a realizat, în ciuda faptului că forțele de ordine, și mă refer aici la forțele speciale belaruse, la acel moment au început să tragă în protestatari. Au intervenit, ne aducem aminte, forțele ruse ca să-l mențină la viață pe Lukashenko, ca să spun așa, care vedem cât îi ajută pe ruși în acest conflict din Ucraina. Asta se întâmplă cumva și în Georgia, pentru că în Georgia partidul de guvernământ are o afinitate așa spre forțele ruse. Să nu uităm că chiar în acest moment ucrainienii cumva susțin că pe teritoriul Georgiei ar trebui să aibă loc o revoluție, pentru că și Georgia este împărțită acum între Osetia de Sud și Abhazia. Ei, mă refer la ucrainieni, la vecinii ucrainieni, că aceste enclave sunt direct în subordinea Kremlinului, iar în această seară georgienii au o șansă istorică de a-și întoarce teritoriile și de a-și întări granițele, luptându-se cu Federația Rusă, care în acest moment n-ar avea nicio șansă să se lupte pe două fronturi, pe frontul militar cu Ucraina și pe frontul politic, pe stradă, cu georgiene. Din stradă vedem și din imaginele transmise
de televiziunile georgiene, pentru că aceste proteste au fost și sunt transmise de toată presa georgiană, și de presa rusă, și de presa ucraineană, și de presa occidentală. Au loc arestări, cumva spetnastul georgian, adică trupele speciale au ieșit în stradă, i-au dispersat din fața Parlamentului din Tbilisi pe protestatari. Au loc arestări, vedem și acum în imagini tineri luați cu dubele și duși la poliție, inclusiv parlamentari din opoziție care au susținut protestatarii au fost arestați în această seară și lucrurile cumva par să se tempereze, cel puțin în fața Parlamentului, unde forțele de ordine, trupele speciale au controlul și au reușit să disperseze protestatari. Crezi, Sorina, că există riscul ca situația asta din Georgia să se înrăutățească, să ducă la o criză și mai mare în regiune, așa cum spuneai puțin mai devreme? E o situație destul de tensionată. Și, Să știi că a mai fost. Eu mă aduc aminte în 2003, când tot așa am transmis din Georgia Revoluția. Când Shevardnadze, practic președintele Georgiei din era lui Gorbaciov, a pierdut puterea și chiar în aceste locuri, acum 20 de ani, se spera că Georgia, da, Tbilisi, va lua calea Occidentului. Și statul georgian, ca și statul ucrainean, ca și Republica Moldova, sunt prinse cumva în această menghină, cumva poporul Occidentul, poporul tinerii doresc să ia calea Occidentului și să împingă țara spre valorile vestice și cele occidentale, dar sunt forțe politice interne, așa cum este Partidul Ușor în Republica Moldova, care este destul de puternic, e membru al Parlamentului și cumva ține țara spre Federația Rusă, spre interesele Rusiei în zonă. Nu știu ce să spun, că s-a mai întâmplat și în Belarus, așa cum spun, vesteam mai devreme, s-a mai întâmplat cel puțin de două ori în Georgia. S-a întâmplat cu armate din apucat de la putere, s-a întâmplat cu Șacașvili la fel, toată lumea, tot Occidentul a sperat că odată ajuns la putere, Mihail Saakashvili va împinge țara către Occident, n-a reușit și vedem că acum președintele, fostul președinte este în penitenciar, într-o stare jalnică și vedem acum cumva, cred că e a treia revoluție, revoltă puternică pe străzile din Tbilisi pe același motiv. Cumva tinerii, societatea civilă, o parte a societății georgiene dorește această alipire, ducerea țării spre Occident, dar alte forțe o țin cumva la firele și la butoanele Moscovei. Sorina, mulțumesc! Ațilebit metri zec, mai năpsanam, are eu mifțeul lui Mizani. Gini Botri, gade mă ușo, bizina Ivani Șvilma. Verțeti procurori, da, verțeti, stai să nu zâmbi, da.